Dacă vă amintiți voi bine, am spus o vorbă ieri în emisiune, omul își face iarna car și primăvara planuri de festival. Se anunță o vară extraordinară cu foarte multe concerte. În perioada 3-5 iunie sunteți așteptați la Arena Națională din București, la Saga Festival. Adi Fânaru are mai multe detalii. Bine ai venit, Adi! Salut, salut, Bogdan! Știu, văd, eu văd de aici că... 3 secunde, iartă-mă. Sigur, când vrei. E prima oară când vin la voi și am zis să aduc și eu niște flori Adelei. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet, Adi, ești extraordinar. Chiar ce ține de la culmea, deci asta... Te rog. Hai, mulțumesc mult de tot. Cu mare plăcere. Mulțumesc din suflet. Bine m-am găsit. Mulțumesc. Salut, salut și Rubel. Salut și ție. Ești foarte tare drăguț. Mulțumesc mult. Și vii și cu vești bune. Sigur că asta da. Asta e culmea. Da. Trimite-ți tânărul înapoi la mine aici, că avem de vorbit. Avem vești fresh pentru Adi, festival. Adi, bine ai venit. Bine te-am găsit. Ce artiști vedem în vara asta la Saga Festival? Oh, avem o listă întreagă, peste 150 de artiști avem. Îi avem pe Deadmau5, Marshmallow, Tiesto, Afrojack, Black Coffee, toane, nici nu mai vin acum, Salvatore Ganacci, Rehab, o grămadă. Și... Cum sună numai să spui numele astea? Stai un pic, deci eu încă n-aud și te rog să le comunici colegilor tăi de la Saga. Eu încă n-aud Șurubel în line-up și nu știu când o să vină ziua aia, atâta ca ce? Tot. Ca ce? Ca DJ, ca scuze. Ce? Ospătar. Am înțeles că Clob n-au nevoie. Ca ce să te avem o grămadă de surprize și cine știe, poate să fie o surpriză și pentru tine să ajung la Saga. Încă aștept mail-ul ăla, încă aștept. Hai că cu PR stăm bine. Da. Așa, care este, Adi, conceptul de vara asta de la Saga? Avem un concept destul de inovator, destul de îndrăzneț, am vrea să spunem fresh, ca să rămână cumva în memoriile festivalierilor. O să avem o grămadă de surprize pentru ei, o grămadă de scene, multe surprize pe care o să-i aștepte de la început, de când intră pe porțile festivalului. Și dacă tot am ajuns în zona asta, spune-ne și nouă, dă-ne și nouă puțină cărniță, ce surprize pregătiți? Avem surprize în termen de scene, o să fie niște scene interesante. Avem același concept de scenă surpriză foarte mare, foarte big, ca anul trecut. Anul trecut la Romaero am avut un avion personalizat, foarte strâns, toți erau înghesuiți, festivalieri erau foarte aproape de artist. Și acum o să avem tot la fel o surpriză pe care... Nu un avion mai mare? Cine știe, n-am cum să dezvolui, dar sunt 100% sigur că oamenii se vor îndrăgosti de concept. Ok, spune-ne, dă-ne un sfat când ar trebui să ne cumpărăm bilete. Biletele sunt puse în vânzare deja pe sagafestival.com. Avem o grămadă de variante de abonamente. Biletele pentru fiecare zi în nominal vor fi disponibile în curând. Și abia așteptăm să primim oamenii. Vor veni oameni atât din România, cât și din peste 30 de țări. Suntem păi pofta e mare, în extaz. Adi. Da, este pofta într-adevăr. Pofta e mare după atâta pauză. Muzică, da. Da, mulțumim frumos, Adi Fânaru.